și nu am zis absolut nimic de tine, înțelegi ce zic, sub nicio formă. Sub nicio formă nu ai zis nimic de tine. A venit oamenii aici, vorbeau între ei, pula mea, la un moment dat vorbeau doar de tine. Acum eu mi-am băgat pula în gura lor, i-am înjurat, i-am zis să mă lase în pula mea în pace, să-l așa. Și asta a fost toată șmecheria, nu a fost altceva, că ești tu paranoia și că te minte lumea și că-ți bagă. E problema ta, cum ai făcut ca de fiecare dată, când niciodată n-ai avut încredere, pula mea, ai mers pe instinct. Ce încredere, bă, tu ești retardat, doamne, asta. Ai mers pe instinctul ăsta al tău tot timpul. Ce altceva? Ce altceva? De ce vorbești prost? Acum nu te mai doare în pulă? Mai repet o dată. Ce să repet? Să așa, să mă piși pe tine aici, în direct. Ce să repet? Ce ai vorbit când ai vorbit prost? Că am intrat, n-am zis nimic, o prostie n-a scos pe gură. Te-am salutat, am zis, bă, ce faceți chiar? Și tu, ce fac, mă doare nu știu la ce. La mine când... vii viața mea cu șerpările astea, că vii la mine să mă salut, să aia. N-am venit și să te salut, fratele. Și pe WhatsApp ziceai, Marine, de ce vorbești? De ce vorbești? De ce vorbești? Asta n-am înțeles niciodată, indiferent orice contact l-am avut cu tine după emisiune, întotdeauna simțeai nevoia să zici la lume. De ce vrei să zici asta? De ce vorbești? Da, am vorbit odată pe WhatsApp și? Păi și ce? Da, am vorbit pe WhatsApp. Păi și ce? Păi îmi ziceai că nu vrei să ai nicio... Că, doamne, că nu mai vreau să am nicio treabă, că Marinescu, știi că lasă-mă, că așa și așa. Și acum tu vii și mă saluți pe mine. Dacă suntem oameni și nu te-am salutat, mi-a scris, mi-a buhnit directul cu mesaje, zice că prostul ăla vorbește despre tine. Da. Îți fac screen și ți-arăt dacă nu mă crezi. Da, mă, doar intrat, e pe mine cine ce a zis. Am intrat și am și zis, am înțeles că iar vorbi despre mine. Da, ce s-a întâmplat? Auzi, v-am mare să mă riu. Vroiam și eu să fac ce? V-am mare? Doamne, ce prostie! V-am mare, zici tu la oameni cât de mare v-am. Bă, tu ești retardat. Zile și tu la oameni cât de mare v-am. Mamă, Marinez, dar de ce trebuia să fii tocmai tu atât de prost și atât de bleg și atât de... Bă, o greșeală am făcut în viața asta, pe bune, una, dar care o să-mi pară rău toată viața. Zi, care e greșeala? Tu. Eu? Exact. Păi și acum nu mai pot să scap viața mea de mine, nu vezi, nu mai în capul tău sunt. Dar zi la oameni, uite, că vor să știe cât de mare e, sau mă, dacă nu le zici. Bă, nu vorbi că te înjur, vezi că ești prost, atâta te duce capul, mă faci și proastă. Mă faci și proastă. Dar ce-a pus o întrebare normală în viața mea? Ce întrebare normală? Bă, dar pe cine interesează? Bă, cu tine se culcă toate răpandulele și toate grețoasele, toate astea care ultimele femei, toate alea le-ai avut. Eu am fost singura femeie. Da, eu am fost singura femeie care am încercat să spăl fața. Că nu, una ca lumea, nu, niciodată nu se pot molească cu tine. Crede-mă ce zic și care se respectă. Am făcut-o eu, că am fost practic nevoită la început și după m-a luat valul de proste ce sunt. Cum mi-ai scurcă toate răpănoasele. Bă, da, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Și tu știi lucrul ăsta. Iartă-ne viața mea, că noi suntem oameni normali, noi nu avem apariții, noi nu mergem, noi avem ce o viață normală. Ce treabă are bă asta? Trăim pe ce aici, treabă are? Aici. Ce treabă, bă. Păi tu ești la nivel, tu acum te crezi viața mea, te crezi la un nivel la care nu te mai... Nu mă cred, asta e, tu mă crezi, eu nu mă cred. Că dacă mă credeam, nu dădeam 2 lei acum, nici nu dau, de fapt. Dar să oară familia mea, când ai venit la mine, mi-ai luat 2 șaurma viața mea, mi-ai să mănânc și a doua zi. Nu dai 2 bani pe mine tu, că dă da, ești tu. Ți-am luat pentru că mi s-a făcut milă. Ți-a făcut milă de mine? Dar păstărică nu mi-ai dat, mi-ai luat și urmă, mi-ai dat de mâncă și urmă, păstărică nu mi-ai dat. Uite, de ce simți nevoia să spui lucrurile astea? Băi, frate, sunt niște lucruri care trebuie să rămână acolo, băi, în capul da, tău și atât. Am zis că nu mi-ai dat păstărică viața mea. Dar nu contează ce am făcut, băi, frate. Dar cât de prost trebuie să fii, bă tu... Efectiv, Răzvan, salut. Efectiv, nu te respecti. Nu dai 2 lei tu pe tine. Nu-ți respecti tu. În viața mea. Corpul că, și am dat asta muncler din Turcia. Da, de la turci, ia lui, cum îl cheamă? Ia lui George. Da, exact. Păi normal că ia lui George, că e fratele meu, mi-a dat asta. Mm-hmm. Da, să mă riu.
viața te plimbi. Vrei să mergi și cu mine în dreapta? Te iau la mine? Nu, că ceea ce nu se plimbi niciodată. Să mor eu de aia. Jur, dacă a stat vreo, îți jur pe solemn cu mâna pe Biblie, dacă a stat vreo răpănoasă în dreapta mea aici, bă, nicio răpănoasă, vreau să stea primul curul tău, curul de regină, să stea pe tron aici. Să fii atentă! Fii atentă! Băi, să mor, fii ideea atentă, e că nu... Viața ascultă-mă! Mea. Ce crezi? Ascultă-mă, nici ca Mini Cooper, nu mai schimb viteză, de aici vreau să țin mâna așa pe tine. Marinescu, răpănoasele poate să stea în mașină. La tine răpănoasele stau în pat. Ești retardat? Că fierul-i fier. Și asta o să înveți cu timpul. Când o să prinzi să faci banii tu, pe bune. Dacă o să prinzi vremea aia. Tamara, îmi dai tu mie lecții viața mea? Nu, ce nu-ți dau. Tu încerci... Tu te lauzi cu o mașină, parcă ți-ai luat, nu știu... Eu mă lau cu o mașină, cu aie? Bă! Eu mă lau cu o mașină să-ți trăiască familia ta. Dacă ai o mașină și tot ce ai tu... E din ce ți-a dat mami și tati, înțelegi? Și tu îmi zici mie chestiile astea că ce... Tata, eu odată nu mi-am pus ta mașina pe net. Dar mă doare în pulă, îmi pustez cum vreau eu, cât păi vreau. Păi da, pentru că pentru tine e nivel ăsta. Pentru tine e respectul oamenilor din jur. Pentru mine e respectul oamenilor din jur, e caracterul meu și fața mea. Am văzut! Maria de la Survivor! Da, săptămâni! Da, Da, mai vedem dacă zice asta în curând. Stai nu acolo. Nu mă interesează cu aia. Nu mă interesează. N-am treabă. Bă, nu mă cobor la nivelul lui, dar păi, e de râs și de plâns în același timp. Hai să vă zic că încearcă să vorbește foarte prost. Zice lucrul, am mai făcut live-uri și a zis că nu știu cum eram și unde m-a avut și unde nu m-a avut. Alo, nu mai ții minte? Eu fac un live de ăsta, o dată la lună, viața mea, n-am mai intrat de... Nu mai ții minte când erai în apartamentul... Pe mine nu mă mai face atenția, pe mine nu mă mai interesează atenția asta. Nu mai ții minte apartamentul ăla de 5 stele care l-ai pe Iancului și ai arătat așa, uite aici am avut-o pe Maria, uite așa am avut-o pe Maria. Pe cine interesează, bă, nebunule? Pe cine interesează? Cine dă 2 lei pe tine? Păi da, viața mea, dar uite, asta vreau să zic, că acolo... Da, uite și acum, acolo nu te mai interesează, toate, dar zici că am fost la tine, zici că ți-am luat șaurma, zici că nu acolo, știu ce, dar nu te... Acolo pot să fac orice vreau, nu mă deranjează nimeni, acolo mi-aduc toate răpănoasele și tu te-ai pus în patul ăla sau ce ăla după ce au mai stat încă 100 de răpănoase. Uite, da, vezi, de-aia cred că viața mea că te-ai și îmbolnăvit la Survivor acolo, că ți s-a făcut atâta fața. Nu, mi s-a făcut de la Botox, stai liniștit. De la Botox? Da, mi-am pus Botox înainte să plec. În față? În frunte. Și de asta, pentru că nu trebuia să mă duc atât de repede să expun fața la soare, am avut reacția adversă. Da, oamenii sunt retardați și nu înțeleg lucrurile astea. Păi am înțeles viața mea, dar ai văzut ce clipuri ți-a făcut aia? Și ce? Bă, reclama bună sau proastă, tot reclamă e. Uite, Zani se ocupă de reclama mea de câteva săptămâni bune. Eu le mulțumesc. N-am nicio treabă. S-a ajuns, mâncați-și. Ce? Ajuns. Te-ai ajuns, viața mea. Bravo, bă, eu chiar mă bucur pentru tine, să mor dacă te mint. Eu chiar mă bucur pentru tine, chiar foarte tare. Chiar mă bucur maxim pentru tine, viața mea. Mamă, cine te mai crede, bă? Cine te mai crede? Ce să fac, dai meci să vezi fază la ea? Ce să fac, mă? Ce mi-e să-i dau, mă, cu ea, ești nebun? Păi ce să-i dau, mă? Da, eu nu dau meci, mă, că eu nu fac bani pe tine. Tu poți să faci bani pe tine, eu nu fac bani pe tine. Cum adică eu pot să fac bani pe tine? Uite așa, te vinzi. Poți te fuzi pe bani, poți să te postezi pe bani. Eu nu să fac asta niciodată. Și dacă fut femei pe bani, care-i problema? Că asta și fac. Care dacă ce? Dacă aș fute femei pe bani, care ar fi problema? Cum merge asta? Ele să-ți dea bani ție sau tu lor? Da, ele să-mi dea bani mie. Care-i problema? Păi nu tu le fuzi, te fut ele. Păi nu, eu le fut pe ele și le dau bani. Nu, ele. Ele. De-aia stau și ele, lumea, fratele meu. Care-i problema? De-aia dor pe tine. Băi, e fier ăla. Înțelegi odată. Așa cum o să mai stai o lună, două în el și după o să plângi din noi cu nou, cum ai plâns la anul nou. Exact așa o să plângi. De tot ce în Mercedes sau ce, nu contează în ce ești. Dar de ce să plâng? Să plâng că ce? Dar de ce ai plâns? V-am avut un moment ăsta de... O să mai ai. O să mai ai un moment ăsta.
O să mai băi, ai un dar moment. mare treabă cu tine, femeie, tu poți. Dar n-am zis că are treabă cu mine, frate. Am zis că totul vine de sus, de la ceea ce faci tu. E karma, fratele meu, e karma și ți-am zis de 100 de ori. Trezește-te la viață. Dă-ți cu reveneală, nu știu, fă ce vrei tu. Pentru că indiferent ce n-o să faci, tu o să ți se întoarcă. Plătești întotdeauna la masa la care consumi. Punct. Auzi, tu n-ai niciodată cum să-mi dai mie nicio lecție de absolut nimic, crede-mă pe mine. Niciodată în viață n-ai cum să-mi dai tu mie lecții. Dar nu dau lecții eu. În nimic. Păi n-ai timp, pentru că suntem din două luni diferite. Nimic viața mea. Viața mea n-ai cum să reproșez nimic mie, ascultă-mă, nimic. Da, crezi cumva, ți-am reproșat. Păi dar tu îmi reproșezi, tu îmi spui că mi se întoarce, că vine karma, că pula mea, că nu știu ce. În momentul în care tu îmi spui că mașină, că nu știu ce, te lauzi, că în patul în care nu știu cum am fost eu, nu știu cât, tu și m-am așezat pe el atâta. M-am spălat și s-a luat, stai liniștit. N-a fost mai mult de atât. Păi nu, că n-am apă caldă, te-am șters cu șervețele. M-am spălat eu acasă, n-ai cum să mă ștergi, că nu s-a întâmplat nimic ca să mă ștergi cu vreun șervețe. Stai acolo. Ți-am zis tu pe mine ca și femeie, nu o să mă mai ai niciodată. Indiferent de situație, și asta trebuie să înțelegi. Păi dar nici nu te vreau, nici nu te caut, viața mea. Da, am văzut. Femeie, te-am căutat și ți-am spus pe WhatsApp, da? Că mama, uite, ești retardat? Să te întreb ce? În momentul în care eu am fost la tine, înainte de a pleca la Survivor, tu vrei să te împaci cu mine. Eu vreau să mă împac cu tine. Nu e adevărat? Eu vreau să mă împac cu tine, coaie! În ce lume trăiești, coaie? De data asta, pentru fan, doar o să pun înregistrarea. Când am venit acolo degeaba. Doar pentru fan, așa să ne distrăm. Că știam foarte bine că o să se ajungă momentul în care tu o să deschizi gura și o să încerci să dai cu noroi în mine. Toată noaptea a fost înregistrată. Bă, femeie, tu mai... Sunt și sunete, auzi? Sunt și sunetele când... Da, sunt și sunetele când n-ai făcut nimic. Când n-ai făcut nimic. Aveai când și sunetele alea când ne futeam? Când n-ai făcut nimic, nu. Nu ți-am dat nici măcar, nu ți-am dat nici măcar degetul să-l pui în gură. Zi viața mea! Că l-am ratat. Zi viața mea, când sugeam degetul de la picior. Când sugeam degetul de la picior. Păi nu ți l-am mai dat nici pe ăla, mă, tu nu înțelegi? Când, nici pe ăla nu ți l-am mai dat. Zi, când intra toată. Tu auzi la mine? Tu mă auzi pe mine? Așa, cu ce să te audia? Nu ți-am dat nici degetul de la picior. Bă, viața mea, ascultă-mă. Tu, bărbat ca mine, nu o să mai întâlnești toată viața. Ascultă-mă, cum e trei? Ascultă-mă, bine ca mine, așa tu nu o să mai întâlnești niciodată, înțelegi? Asta ca să știi. Dă înregistrarea. Fii atent, ascultă-mă, ia fii atent. Mă ascult? Când vrei să dai înregistrare? Ia zi. Bă, Marinescu. Hai că mi-ai băgat 700 de oameni. Am avut atâta de când numai cu 50 de oameni stau pe la zi. Ia zi când... Acum vedeți. Băi, mi-am luat mașină, ia uitați. Ce prost e, Doamne! 700 de oameni, mi-a luat mașină, uitați! Mi-a luat mașină! Stați să vă arăși de afară, mâncava-și pula voastră, stați așa! Zi viața mea, când dai înregistrare? Te scot! Când vrei să dai înregistrare, zi? Păi nu, că tu poți să ieși de pe live, oricum. Când vrei să dai înregistrare? Ce înregistrare, mă, dar tu crezi că eu mă... Ai zis că m-ai înregistrat, că ai venit la mine și m-ai înregistrat. Tu crezi că eu mă mai bălăcăresc cu tine vreodată? Când vrei să dai înregistrare cu mine? Zi ce ți-am zis, e irecuperabil, da. Hai de el viața a rămas mea, tot acolo, frate. Pot să-mi pe bani, zi, te plimbi cu mine un pic? Eu? Da. Niciodată. Zi, când ai registrarea? Când am eu chef. Păi când ai registrarea, zi? N-ai nimic oricum. N-ai absolut nimic, nicio registrare. N-ai, pentru că nici măcar nu mai aveai baterie la telefonul tău, să-ți era lene să-l iei și mă filmai când dormeam în pula mea cu telefonul meu. Dar n-ai nimic. Nu ai absolut nimic, n-ai ce să ai. Bun, nu mă interesează. Nu contează. Că nu o să pun nicio registrare, asta poți să stai liniștit, că n-am de gând să stau eu prea mult atenție. Dar vreau eu să pui. Știu că vrei. Iar vreau. Pune mă registrare dacă... Nu, auzi, nici nu, ascultă-mă. Știu că vrei.
Ascultă-mă! Nu fumează mașina, e închiriată! Să-ți vă trăiască familia voastră dacă mașina mea e închiriată vreodată. Sunteți nebun la cap, stați cu minți, nu mai vorbiți. Nu fumează mașină că tu ai hârb viața mea, ai Logan, ce ai tu. Și de-aia se fumează. Da, da, ce am eu, Logan? Nu vorbeam de tine în primul rând, vorbeam de ăla care a comentat la tine acolo, ca idee. Și dacă aș avea Logan, ce? Păi n-ai cum să ai Logan, cât actoare bani mulți. Că tu și cu Mercedes-ul ăla, tu și cu Mercedes-ul ăla tot ieftin ești. Tu crezi vreodată că mașina dă valoare? Ascultă-mă, eu pe asta mi-am luat eu din banii mei, înțelegi ce zic? Păi și șmecheriile mele. Ce ai făcut? Niciodată. Cum? Cum? Vânzându-te pe tine? Da, m-am vândut pe mine și uite ce că nu-mi doare în cur. Sunt fericit, mă bucur, ascultă-mă, sunt fericit, mă bucur. Adică și Mercedes de ăla, tot ieftin ești. Eu? Mai bine în Logan și cu, așa, cu inima curată și cu capul sus decât în Merțan și... Și ce? Erai fericit? Da. Ce mă? Mă, nu, n-are nicio treabă. Ce zice lumea acolo? Mă, Mariane, nu mi-era somn. Iartă-mă, nu mi-era somn. Și o să explic la un moment dat chestia asta, dar nu mi-era somn. Și m-am vrut să mă distrez un pic, sper să mă înțelegi. Oh, Marian. Zi, mă. Zici că a luat Ferrari, se tot laudă. Bă, știi ce cred eu? Eu cred că Tina e noua iubită a lui Marinescu. Dacă zici ceva de Tina, să-ți trăiască familia ta. Dacă ce? Ca să știi, dacă tu zici ceva, ascultă-mă, dacă tu zici ceva de femeia aia, să mor dacă mai vă treabă tu cu mine. Da, mă piși pe Tina. Crezi că mi-e frică să n-am treabă cu tine? Ești vai de capul tău. Păi tu m-ai provocat dacă mai zici capul tău. Bă, tu stai cu o femeie de 500 de chile, efectiv, de 500 de chile, și o pupi în cur ca să-ți dea câte 100 de euro pe seară, pe live, și cine știe ce pozici ai trimis tu, că am auzit că e cam trimis pozici, videouri cu... Da, trimit poze cu pula la mai multe persoane și mă și vă cu ele, care-i problema? Te deranjează? Pe mine nu. Ție nu ți-am cerut nimic. Niciun dar bani. Încerci să cu faci... Cine am făcut-o de plăcere. Dar încerci să faci pe prea curatul și pe sincerul cu mine. Asta e problema. Prea când curatul tu ești, și sincerul? Când tu ești vai de capul tău, ești o mizerie de om atât înăuntru cât și în afară și încerci să te mai justifici cumva vreodată. Bă, tu în fața mea n-ar trebui să ai tu pe o să deschizi gura. Dar cine ești viața mea? Cine ești tu, mă, să nu mă justific în față? Sunt omul viața? Care ar fi putut să te scoată din jeg. Să mă scos tu pe mine din jeg? Da. Ce să mă scos tu pe mine din jeg viața mea? Păi te-am scos o perioadă. Ce să mă scos tu prin... Te-am scos prin, o perioadă. După te-ai întors iar. Ascultă-mă. Prin șantajele pe care le făceai tu, astea emoționale, că hai că te ajut, că mergem mai departe, că te duc acolo, dar tu stai cu mine. Marinescu, eu vorbesc de acum, nu mă interesează ce s-a întâmplat. Da, te-am iubit, nu ne chestia asta. Și am vrut să fiu cu tine la un moment dat, dar acum nu mai vreau asta. Adică nu e ca și cum neg. Foarte că am bine. Vrut să fiu cu tine. Dar nu trebuie să mă ajuți viața mea cu nimic, că nu caut mila nimănui și dar nu caut... Dar nu ți-am propus eu să te ajut acum cu ceva? Nu trebuie, că nu, oricum nu am avut nevoie niciodată de ajutorul tău, sub nicio formă. Nu, când am făcut-o, am făcut-o pentru că, na, era perioada aia când ne despărțisem, când nu știu ce era, când aveam încă sentimente pentru tine. Așa, și da. Când, mă, boule, așa zi. Te-a limitat live-ul din cauza ta. Nu mai ajunge la 2000? Nu e că nu s-a văzut țigarai de la ăsta din gură. Ăștia se erai mai tânăr, da, eram tânăr. Ăștia se mai întâlnesc ocazional. Ne mai întâlnim din când în când. Dar de ce vorbești prost? Când te scot în oraș, ia zi. Nu m-a scos niciodată în oraș. Hmm?
Pentru că nu o să-ți dau niciodată satisfacția să ai iarăși pe ce vorbi. Dar nu vreau, mă, să vorbesc de... Bă, da, frate! Deci atunci când am fost la tine și ți-am luat shawarma, a doua zi, a doua zi, frate, n-ai putut aștepta și tu măcar o săptămână în puii mei, a doua zi a intrat pe live, mi-a luat cineva shawarma. Cine credeți că e? Am făcut eu chestia asta? Da, da. Eu personal m-am uitat că știam că să faci lucrul ăsta. Da, de-o mi-și, poate că mai ești... poate 50 de euro. Că ești un nebun, nu... Dă-i gata, mă, dă-i ai viața mea, că n-am benzină să bag în asta să moară și că consumă, m-a spart. Băi, te-ai futut pe șaurma, Cristian? Bine, hai, te las. Te las când scrie lumea că mă fac de râs cu tine. Nu, tu te-ai făcut de râs singură. Probabil, hai. Nu te-ai făcut de râs cu mine niciodată. Ba da. Singură, viața mea. Ba da, când apari tu. Ascultă-mă, dacă erai atât de șmecheră pe cât te dai și pe cât te crezi, înțelegi? Uh-huh. La ce experiență ai avut tu așa în general și cu ce ai făcut tu, da? Singură, te pișai pe ea la Survivor acolo, dar uite că nu te-ai pișat viața mea. Dar dacă erai șmecheră așa cum te dai tu și știai tu ce să faci, cum să faci, să te ducă capul, înțelegi? Marinescu. Te pișai pe toția de acolo. Punct. Marinescu. Asta ca să știi de la fratele lucruri, tău. Îs lucruri care trebuie să se întâmple acum. Nu, în momentul în care nu știi, gura mică și stai în banca ta. Și tu, dacă erai șmecher, așa cum zici, erai cel puțin selectat și selectiv. Și selectat. Selectat la Survivor, dacă știi ce zic. Ok, ok. Dar n-ai fost. Da? Adică să ne păstrăm liniștea sufletească și că nu vreau să vorbesc prost, că chiar nu vreau. Okay. Adică chiar nu vreau. Dar okay, nu încerca să mă înveți pe mine. Ba da, ai nevoie să te înveți cineva, că văd că singura nu ești în stare să trezi stradă cu viața mea. Dar nu. Te pup, o seară frumoasă. Nu mai pup, că... Doamne, hai, vă las, pa!